Vrem să anunțăm românii despre decizia pe care Alianța pentru Unirea Românilor la nivel de conducere, la nivel de Birou Național de Conducere și la nivelul celor două grupuri parlamentare din Senat și din Camera Deputaților a luat-o pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Câțu acum, în primele zile ale sesiunii parlamentare. Am inițiat aceste dialoguri cu parlamentari din toate partidele politice și considerăm că trebuie ca guvernul Câțu să părăsească cât mai repede Palatul Victoria, pentru că e un pericol la adresa românilor. Vine iarna, vine o perioadă în care se anunță